Salut! Acesta este un accesoriu pentru stațiile ICOM 7300. M-am hotărât să-i spun NaviCare și îndeplinește o serie de funcții utile, mai ales pentru operatorii în telegrafie, dar și pentru cei care folosesc fonia și folosesc memoriile vocale ale stației. Principalele funcții pe care le îndeplinește această tastatură sunt pornire și oprire stație, tuner, comandă de tune pentru antena tuner încorporat sau antena tuner extern, selectarea filtrelor, transmisia a 8 memorii vocale și a 10 memorii telegrafice. Hai să vedem cum funcționează. Are sursă de alimentare proprie, o baterie litium, și asta pentru că dacă aș fi vrut să-l alimentez din stație, ar fi necesitat un cablu introdus în mufa de accesorii, toate lucrurile ar fi fost puțin mai complicate din punct de vedere hardware. Și am preferat să păstrez acest accesoriu cât mai simplu cu putință din perspectiva utilizatorului. M-am spus că una dintre funcții este de pornire oprire stație. Pornim stația. Inițiem acordul. Okay. Un exemplu de memorie. O serie de V-uri și un semn egal. Memoria 1 un CQ, apel general. Pe 2 am indicativul. Bun, 1 până la 8. Stația are 8 memorii în cheiul propriu. Vedeți? Nu sunt ocupate toate. Nu ne interesează, ce țin, nu ne interesează să le am ocupate pe toate. Hai să vedem memoria nouă. Eu, Gende, Y3, Hotel Juliet Victor, 73, SK, nu? Parcă așa a fost. Filtrele. Cel mai bine se poate observa, intrând în setările filtrului, vedem modificarea regimii de bandă a filtrului prin tastatură. Ideea a venit de la un coleg radioamator, nu știu cât de utilă poate fi, dar dacă s-a cerut, am găsit că e interesant, aveam butoanele disponibile, de ce nu? Ok. Acesta ar fi funcțiile. Hai să vedem și memoria vocală, da, cum acționează. Okay. Și memoria vocală. Memoria 5,
Asta ca să vă demonstrez că sunt active, sunt selectabile toate cele 8 memorii. Există o versiune propusă de ICOM pentru acest tip de tastatură, dar ea se bazează pe rezistență și se instalează pe mufa de microfon. Folosește un pin al mufei de microfon, dar permite accesul doar a 4 memorii, fie telegrafice, fie vocale. Acest dispozitiv permite accesul tuturor memoriilor vocale și are 10 memorii telegrafice. Cum facem programarea însă? Asta e o altă poveste. Programarea se face prin portul USB. Am conectat tastatura la portul serial al calculatorului, de portul USB. Este vizibilă ca un port serial. Se va arăta imediat. Deci este COM2. Personal folosesc terminalul Termite. La conectarea pe portul USB avem un splash screen, ne spune ce versiune de soft avem, un mic help, fișier de ajutor, în care se arată cum trebuie introduse textele pentru fiecare din cele 10 memorii. Da? Haideți să modificăm. Ce să modificăm? Să modificăm prima memorie. Și o să spunem M1 CQDX CQDX de Y3 Hotel Juliet Victor Y3 Hotel Juliet Victor. Închidem bracketul, enter. Și vedem în memoria 1 a fost deja introdus, actualizat acest nou text. Ne spune și care e lungimea. Fiecare memorie permite introducerea unui text în lungime de 60 de bytes, de 60 de caractere, alfanumerice și semne speciale. Practic, avem în total 600 de caractere pe care le putem salva în memoria cheierului. Aceste memorii sunt permanente, conținutul este înscris în EEPROM-ul microcontrolerului și le putem accesa chiar și după decuplarea de la sursa de energie, deci nu avem probleme, nu necesită reprogramarea memoriei atât de des. Am introdus memoriile odată, le putem accesa oricând dorim. Cam aceasta a fost prezentarea pe care am vrut să vă fac pentru acest dispozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne auzim în frecvență.